Banca Transilvania îți prezintă România în direct cu Moise Guran la Europa FM. La Europa FM și live, video live pe Facebook și pe site-urile europafm.ro și bizidei.ro. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Sâmbătă s-ar fi împlinit cele 10 zile scrise în Ordonanța 13 privind dezincriminarea unor fapte sau modificarea lor astfel încât să scape niște personaje. Din fericire, astăzi, luni după sâmbătă, ordonanța respectivă nu mai este în vigoare. Nu s-a terminat povestea, ea s-a mutat doar la Parlament. Lumea continuă să iasă în stradă. Aseară peste 70.000 de oameni au format tricolorul în Piața Victoriei din capitală, dar au fost numeroase proteste în care mii de persoane și-au exprimat dorința de a demisiona guvernul și la Cluj, Timișoara, Iași și în mai multe orașe ale țării. Aceasta este situația acum și dacă de o săptămână există sau așa au început să transpire informații cum că premierul Sorin Grindeanu a luat decizia abrogării Ordonanței 13 fără acordul președintelui PSD Liviu Dragnea, între timp tot mai multe informații duc așa către o posibilă rupere între cei doi, o emancipare, am zis eu, a lui Grindeanu de sub puterile lui Liviu Dragnea. V-aș atrage atenția că cele mai multe astfel de informații vin din sfera Antenei 3, care, se știe, e purtătorul de vorbe, deși de interese, al PSD-ului și în special al lui Liviu Dragnea. Aseară, Cancan și apoi preluat de România TV a dezvăluit imagini cu o întâlnire la un restaurant sâmbătă seara între premierul Grindeanu și niște persoane care nu știu cât sunt de controversate. Asta arată oarecare ostilitate, dar vă atrag atenția că ar putea fi foarte bine un teatru jucat pentru TV, astfel încât lumea să creadă că avem un prim-ministru al țării noastre și să nu mai ceară demisia guvernului. Pe de altă parte, dacă într-adevăr acest lucru s-a întâmplat, dacă primul ministru și-a dat seama de greșeala făcută, așa cum a și spus sâmbătă acum o săptămână și ceva, atunci se pune întrebarea dacă chiar ar trebui sau nu să mai cerem demisia guvernului. Vedeți că și protestele de la Cotroceni au fost ușor, ușor virate într-un alt sens. Pentru că dacă inițial oamenii ăia de acolo, susținători ai PSD-ului, veniseră și anunțau că susțin guvernul, rezultat din alegeri, acum mitingul respectiv este mai degrabă unul antiprezidențial. E o discuție lungă asta. Nu putem anticipa exact ce are în cap domnul Liviu Dragnea, personaj complex și foarte controversat al zilelor noastre, dar măcar putem discuta despre asta. Să vedem ce e real și ce nu e real în informațiile cu care suntem bombardați în fiecare zi, astfel încât noi, societatea, să putem lua decizii în cunoștință de cauză. Întrebarea pentru dumneavoastră astăzi la România în direct este în ce măsură sunt credibile informațiile privind o ruptură între Dragnea și Grindeanu. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a intra în dezbatere. Mircea, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm. Îmi cer scuze, sunt un pic răgușit pentru prima dată, deși știam că vin astăzi la radio, am cântat cu voce plină de Deșteaptă-te România seară și chiar a ieșit într-un fel. Vă ascultăm, Mircea. Da, din punctul meu de vedere nu sunt credibile. În laboratoarele lor au început deja să facă tot felul de scenarii, din punctul meu de vedere și din sursa tuturor informațiilor pe care le am eu acum. Așa. Eu cred că deja au început să facă tot felul de scenarii, tot felul de scenarii de răspuns. În continuare, toate instituțiile statului afiliate, ca să zic așa, supuse de rânduirii PSD, strâng liste de susținere. Am văzut cu ochii mei. Susținerea cui? A guvernului? A guvernului, da. Ok. Și cam asta este. Vreau să fiu scurt, că probabil sunt foarte mulți pe fir. În continuare, nu vor renunța la nimic, pentru că știu că vor pierde tot. Vor face tot ce le stă în puteri. Să-și mențină puterea. Bine, Mircea, este opinia dumneavoastră. În același timp, vă aduc aminte faptul că oamenii care au ieșit în stradă au enunțat în mod explicit un principiu. Nu hoției.
De aceea, nu știu în ce măsură se poate pune problema unui calcul de oportunitate de tipul mai bine cu Grindeanu decât cu un altul pe care să-l aducă Dragnea și care să-i fie obedient, în condițiile în care Grindeanu a încălcat clar principiul foarte important în momentul în care a acceptat ordonanța 13, chiar dacă după aceea chiar el a reparat situația cu ordonanța 14. 0372069599. Radu, bună ziua! Radu? Radu, bună ziua! Radu nu ne aude. Adrian, bună ziua! Adrian? Da. Bună ziua! Vă bucur că mă auziți. Vă ascultăm. Da, ce să zic, nu sunt deloc de acord cu PSD-ul, nu sunt de acord cu... Nu asta v-am întrebat. Nu asta v-am întrebat. Acum nu știu cum să vă spun, indiferent cine, cum a votat PSD-ul, indiferent cine îl susține sau nu în continuare, ceea ce trebuie să discutăm și să avem în vedere cu toții este ce vom face în următorii 4 ani cu PSD-ul la putere. Asta e premisa de la care plecăm. Nu există o altă. Da, deci nu sunt de acord. Eu consider că ar trebui demis atât primul ministru cât și guvernul, pentru că altă soluție nu avem. Uh-huh. Adică am văzut ce au făcut până acum. Și, adică au făcut o grămadă de, nu știu cum să zic, de lucruri rele, să nu zic un cuvânt mai neadecvat, au făcut o grămadă de lucruri rele de când s-au instalat și s-au instalat de 2 luni de zile. Și de ce credeți adică, că schimbarea guvernului cu un alt guvern PSD va aduce, nu știu, niște lucruri bune pentru țară? Păi nu cred că ar trebui nici măcar să fie guvernul din PSD. Consider că ar trebui... Păi iertați-mă, Adrian, guvernul este votat de către Parlament. Ei au majoritate parlamentară, deci nu cred că are rost să plecăm de la premisa că un alt guvern ar putea intra în funcție. Mă înțelegeți? Nu discutăm aici cazuri ideatice, așa, ce aș vrea eu să fie. Vorbim pe situație foarte concretă, e o dezbatere aplicată aceasta. Credeți că Grindeanu s-a emancipat de sub puterea lui Dragnea sau că joacă împreună o șaradă? O șaradă totală, mai ales dacă... Aveți un argument pentru asta? Eu mărturisesc că nu am un astfel de argument. Nici eu nu am, însă dacă zvonurile au fost emise, să spun așa, de Antena 3, este clar. Adică nu are nicio credibilitate în fața mea acel post de televiziune. Consider că... Aceasta este o circumstanță, nu un argument, dar o luăm în considerare. Vă mulțumesc pentru asta. 0372069599. Alina, bună ziua! Alina? Da, bună ziua! Bună ziua, vă ascultăm! Părerea mea este că, într-adevăr, e doar proafă în ochi. Doar o strategie postă la cale, probabil de consiliere ai lor. Am un argument împotriva praful în ochi de care vorbiți. Ordonanța 14. Grindeanu a abrogat ordonanța 13 cu ordonanța 14. Într-adevăr, dar nu a recunoscut nimic în niciun moment. Îi tot dă înainte cu lipsa de comunicare din partea lor și cu lipsa de înțelegere din partea noastră. Adică tot noi suntem aia care n-am priceput ce au vrut ei să facă, de fapt. Deci nu văd adevăr în tot ceea ce fac. Și apoi, guvernul ăsta este format probabil din oameni pe care se bazează Dragnea, probabil primul lui eșalon. Nu cred că va renunța ușor la ei și din cauza asta fac ei toate chestiile astea... Mă rog, să ne facă pe noi să creadă că ei nu mai colaborează bine, dar nu cred. Graba lui Dragnea mi se pare foarte suspectă și cu Parlamentul, în pofida tot ceea ce declară, scopul lui e același. Să facă cumva să scape, să iasă, să, nu știu, ordonăm legea minunată a abuzului. Eu nu mă aștept la nimic bun bine. De la acești oameni. Vă mulțumesc pentru opinia, Alina. Foarte subțint și foarte la obiect. Alexandru, bună ziua! Bună, Moise! Vă ascultăm! Eu nu cred deloc în această ruptură. Dacă vă uitați istoric, la PSD tot timpul au avut oameni din eșalonul 2 care au așteptat doar o slăbiciune a liderului să preia puterea. Nu. Da, dar e un prag de slăbiciune. Spre deosebire de alte partide, vă contrazic, spre deosebire de alte partide, la PSD, doar atunci când liderul este foarte slăbit, ceilalți PSD-iști îl înjunghi, altfel nu?
Sunt foarte soldați, ca să zic așa. Singura desertare majoră și notabilă este a primarului Chirica de la Iași, care exact, cu subiect și predicat... Să întreb dacă ați ascultat ieri, da, în calitate, da. Presupun că a fost postul dumneavoastră, ați ascultat interviul și am auzit niște lucruri surprinzătoare despre un om care totuși este vicepreședinte PSD. Da, dar nu mai participă... Au ieșit după aia alți PSD și au zis, da, Chirica, vedeți că n-a mai venit pe la ședințe de o lună și deci ceva. Este doar opinia lui proprie și personală, nu? Deci, domnul Chirica, pentru cei care nu ați văzut emisiunea de la Digi24, a spus cu subiect și predicat, de vină este Liviu Dragnea, conducerea, nu așa se conduce, așa trebuie condus PSD-ul, a fost o greșeală a guvernului, nu trebuia să facem asta. Deci omul a spus cu subiect și predicat ceea ce crede. Exact. Și a zis că încă Liviu Dragnea mai are un cec în alb până face rău partidului. Nu există semne de legătură, de alianță, de comunicare măcar între premierul Grindeanu și domnul Chirica, să știți. Noi acum îl luăm... Deci, într-adevăr, domnul Chirica este o excepție foarte notabilă, ca să zic așa. Dar nu e legat nici cum de premierul Grindeanu, care conduce țara. Felicitări ieșenilor că și-au ales un astfel de PSD-ist, să zicem, dar vedeți că acum e problema națională, nu e doar la Iași. Care conduce țara sau va încerca după această ruptură, care de fapt, după părerea mea, nu este o ruptură, să conducă țara? Aici... Să ziceți că conduce și acum țara. Eu nu sunt de acord. Ok. Amendarea dumneavoastră, venită de la dumneavoastră pentru ceea ce am spus eu, este corectă, Alexandru. De observat că, într-adevăr, cum spunea Alina mai devreme, Liviu Dragnea și-a pus apropiații în toate posturile cheie, cu, nu știu, trebuie menționată neapărat doamna Sevil și Aideh, pentru care s-au făcut și legi. V-am explicat și eu și alții că după adoptarea bugetului, doamna Aideh își poate face rectificare prin ordin. Ordin de ministru înseamnă că trebuie contrasemnat de primul ministru. Sigur că sunt anumite lucruri pe care în continuare Dragnea le poate face cu acest guvern, fără ca premierul Grindeanu să le poată cumva opri. Dar să nu uităm că în mâna premierului rămân totuși niște instrumente puternice, așa cum ar fi propunerea de schimbare a unui ministru. Cum ar fi dacă domnul Grindeanu ar propune schimbarea doamnei Sevil Șaideh? Decide președintele după aceea, dar Grindeanu propune. De asemenea, fără semnătura primului ministru, nicio ordonanță de urgență sau ordonanță simplă sau hotărâre de guvern nu are valabilitate. Deci, iată, e un post cheie acesta de prim-ministru, să nu ne prefacem că dacă Dragnea are restul guvernului, nu mai contează care sau nu primul ministru. Bună ziua, Liviu! Bună ziua! Vă ascultam! Vă spun. Da. Nu sunt de acord absolut deloc cu toată mascarada asta politică ce se întâmplă în ziua de astăzi. La ce vă referiți? Nu cred absolut la ceea ce spuneau și dânsii înainte, că Grindeanu nu mai colaborează cu Dragnea. Nu se poate. Nu e credibil, nu are cum. Dumneavoastră îl cunoașteți mai bine pe domnul Sorin Grindeanu, că a fost președinte al Consiliului Județean Timiș. Mai bine decât noi ceilalți. Noi îl știm de câteva luni de zile și nu știm ce să credem, iată, despre acest prim-ministru. Vă spun eu sincer și sigur că e doar o fațadă așa ca să prostească din nou mulțimea. Vă zic eu asta 100%. Deci mai mincinoși și mai perverși decât PSD-ul, sincer... N-am văzut și nici nu cred că voi avea vreodată ocazia să... Asta e opinie formată de când domnul Grindeanu a devenit prim-ministru, bănuiesc, pentru că până acum era foarte popular la Timișoara. Da, sincer, doar că eu am avut o... Eu sunt apolitic. Nu mă interesează și nu m-a interesat niciodată aspectul ăsta. Din cauza hoției și din cauza faptului că, din păcate, foarte mulți tineri au ales să plece prin... țări străine ca să-și construiască un viitor și un trai decent, pentru că în țara lor sunt mințiți, sunt furați și sunt obligați, dacă pot să zic așa, să plece. A politică înseamnă... Guvernul ăsta și pentru că cei care ne conduc nu sprijină absolut deloc tinerii. Liviu. Deci nu îi sprijină deloc, da, vă rog. Mai am o întrebare la dumneavoastră. A politic înseamnă că n-ați fost la vot?
Nu, nu am fost și nici nu o să merg. Dar vedeți că apolitismul dumneavoastră s-a repartizat într-o proporție de 4-7%, deci destul de mare, la PSD. Sunteți conștient de asta? Da. Și asta e greșeala așa mea și așa celorlalți tineri ca mine care n-au fost la vot și au lăsat, dacă pot să zic așa, bătrânii, boșorogii... Alo. Liviu, nu ne permitem să jignim pe... Da, dar nu vă permit să jignești pe nimeni la această emisiune. Da. Nu e vorba de jignire, doamna mea. Nu e vorba de jignire, e vorba de simplu adevăr. Chiar așa s-a întâmplat. Liviu, uitați cum stă problema. Aceste mișcări de până acum au fost nu numai caracterizate, au fost extrem de civilizate. Am avut o dezbatere la început, domnule, dacă trebuie sau nu, să... lumea era din ce în ce mai furioasă, v-am explicat tot timpul că ele trebuie să fie pașnice, dar dincolo de faptul că au fost atât de civilizate încât au ajuns în Washington Post. Scrie presa străină despre trezirea senzațională și spiritul civic din România, ceea ce nu s-a mai întâmplat în istoria acestei țări. În același timp vă spun că a existat și o caracteristică de civilitate, adică de politețe, de a permite și celorlalți să se exprime, indiferent care e punctul lor de vedere. România în direct, la Europa FM. Te ascultăm. 0372069599. Bună ziua, Magdalena! Bună ziua! Ce ziceți, Magdalena? E reală ruptura sau e puțin teatru între ei? E un foarte mare teatru între toate partidele. Și după părerea mea, de-a lungul anilor, așa a fost. După culise își împart bănuții și afacerile la nivel mare, la nivel de guvern, așa, iar la televizor ies și să bălăcesc și să fac de tot râsul. Dar eu altceva voiam să spun. Deci, oricum, cu acest guvern, noi ne vom duce și mai tare de râpă. Pentru că s-a văzut ce au făcut toți în 27 de ani. Nu drumuri, nu case, nu locuri de muncă, ba din potrivă. Au distrus și au vândut toată țara. La asta e o problematică mult prea generală. Adică... Eu vorbesc la modul general. Problema stă în altă parte. Așa. Să se modifice Constituția în sensul ca toată lumea să meargă la vot. Obligativitate la vot. Că noi românii și nu dacă... știm să facem... Hai să mergem mai departe cu această... Deci despre modificarea Constituției scriu de câteva zile articole în cascadă. Da, citiți bizidei.ro și mai vorbim. Dar până acolo... Magdalena, numai puțin vreau să vă zic. Dacă nu se duce un cetățean la vot și e votul obligatoriu, ce să-i facem cetățeanului respectiv? Amendă. Și cum vă imaginați dumneavoastră că va fi atunci când se vor duce la vot doar cei care nu-și permit să plătească o amendă? Stați un pic. Deci obligativitatea Doamne, la m-ați vot... Înțeles? M-ați înțeles? Cum va fi atunci când se vor duce la vot doar cei care nu-și permit să plătească o amendă? Păi, stați un pic, că problema mai e și în altă parte. Pe de o parte, obligativitatea la vot, iar pe listele de votare nu au ce căuta cei care au dosare penale, cei care au procese, cei care au furat. Okay. Pentru că eu vă spun, foarte multă lume nu s-a dus la vot pentru că n-a avut pe cine să voteze. Lumea este... Și credeți că dacă va fi obligatoriu votul, Magdalena, credeți că pe liste va fi o ofertă mult mai bună? Ba, eu cred că da, dacă... Pentru că va fi votul obligatoriu. Care e legătura de cauzalitate? N-are logică. Ba da, are. Care? Să se voteze și cealaltă parte a problemei. Care? Nu au ce căuta pe lista de vot unul ca Dragnea, unul ca, nu știu mai care, ca Tăricianu. Poate fi așa cum spuneți dumneavoastră și mi-ați ridicat mingea la fileu în mod senzațional. Vă mulțumesc pentru asta. Vă recomand să intrați pe bizidei.ro. Vedeți că sunt deja vreo 4 articole, al 5-lea scris îl public după această emisiune, cu propuneri concrete de modificare a Constituției. Dezbatem, vedem ce iese, coagulăm. Eu o să scriu. Asta pot eu să fac ca jurnalist. Să scriu. Dumneavoastră puteți să veniți cu alt... O să vedeți că intru în dezbatere cu toată lumea care are un alt punct de vedere, explic cât pot de mult. Da, eu cred că din această revoluție tensiunile din societate nu se vor putea calma în niciun fel dacă nu vom închide cumva pe o altă constituție, pe o altă ordine socială, dar personal nu sunt de acord cu obligativitatea votului, că mi-e teamă de ce ar putea ieși din asta. Vă mulțumesc pentru apel. Nu știu cine urmează, că mi s-a resetat softul. Zi-mi și mie cine-i pe linie. Radu, nu? Bună ziua, Dorin! Îmi cer scuze!
Bună ziua. Așteptam poradă, nu e nicio problemă. Nu, vă ascultăm. Da, va fi multe de modificat la Constituția noastră și nu în sensul în care ar vrea politicienii noștri din ziua de azi. Cum ar vrea poporul, ar fi. E o altă discuție. Vă promit că dacă există interes pentru asta, o vom face și la România în direct. Deocamdată eu îmi fac jobul de jurnalist și scriu. Deci, haideți să revenim la întrebarea de astăzi, care este, pentru aceia dintre dumneavoastră care ați deschis mai târziu, în ce măsură este credibilă ruptura dintre Dragnea și Grindeanu, în ce măsură credeți că Grindeanu s-a emancipat de sub puterea lui Dragnea și că, deci, mai are un sens să cerem demisia lui? S-a putea să întreb de vocea, că sunt indignat de Liviu, care a vorbit mai devreme și a zis că nu, el nu... Nu se duce, nu, n-a fost la vot și nu se va duce niciodată. După cum vorbea Liviu, s-a dus în stradă și eu îl simt că se va duce la vot data viitoare. Sperăm, să dea Domnul. Asta e trezirea despre care vorbim, să știți. Conștiința asta, care te face să te duci la vot la un moment dat. Și asta. Deci... Eu am fost tot timpul la vot. Bine. În schimb, am și eu cunoștințe care n-au fost la vot. Așa. Și am încercat tot timpul să-i... E o altă temă. Cum vi se pare? Revenind, nu cred. Din tot ce a declarat până acum domnul Grindeanu, nu a dat de înțeles că... N-a prea mai declarat mare lucru. N-a mai făcut. Sau cam ascuns. Ca să nu în fața șefului, nu mai zice nimic săracul. Deci, și cu ordonanța 14 da. O să stea în Parlament până la momentul oportun când va fi un vot negativ și va intra în vigoare 13, așa văd eu. Există lucrurile. Multe dezbateri, într-adevăr, va fi un moment periculos acela în care ordonanța 14 va ieși sub o formă sau alta din Parlament, dar vă reamintesc faptul că ea este aprobată printr-o lege și că legea merge la promulgare la președinte. V-am explicat la pastila Bizidei, vă mai amintesc încă o dată, esențial este să avem președinte la vremea respectivă și să nu fie un interimar. Asta e, de fapt, esența problemei. Da? Mă rog, ajungem noi și la momentul ăla. Să ne conservăm forțele deocamdată și să ne concentrăm cu dezbaterea pe ce se întâmplă. Vă mărturisesc că am pus acest subiect în dezbatere astăzi tocmai pentru că îmi dau seama și eu, ca și alții ca mine, că există atâta dezinformare în viața publică de la noi încât noi, ca jurnaliști, trebuie să facem și acest oficiu de a desface dezinformările care sunt pe piață. Alexandru, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Pot să vă spun că din 89 încoace sunt martor la tot ce înseamnă oameni politici și există un mare politician, o mare politiciană care a zis la un moment dat cea mai mare armă este un adevăr ascuns într-un noian de minciuni. Și e Caterina de Medicis și v-am spus tot. Și de aici încolo sunt o mie și una de fapte care arată că ei fac ce știu. De 27 de ani, atâta știu, să fure. Toți. Nu contează că sunt PSD, PNL și mai e ceva de Constituție, cum a spus dumneavoastră. Ați un guvern care câștigă alegerile sub 5% din populația votantă să nu aibă voie să schimbe legile așa cum le schimbă ei. Un punct de vedere interesant. Foarte pentru interesant ceea ce pare normal dacă cumva și mai e ceva. Dar nu, stați așa, stați. Deci dumneavoastră enunțați un principiu potrivit căruia un guvern a zis, nu un parlament, da? Deci dacă parlamentul este ales cu cât? Mai puțin de 25%? Nici parlamentul nu ar trebui să aibă voie, pentru că nu este reprezentativ pentru țara asta. Păi da, dar să zicem că suntem într-o situație de urgență, o situație de criză în care, nu știu, oricum, avem o amenințare externă. Potrivit Constituției trebuie să dăm o lege. Ceva există caze foarte majore. Război, Doamne ferește, atunci trebuie să faci să miște lucrurile. Dumneavoastră, pentru ce credeți că au fost inventate ordonanțele de urgență? Pentru situații excepționale. Nu război, inundații... Asta e excepțională, îmi pare rău. Inundație. Știu, inundații cu tremure. Pentru asta au fost inventate ordonanțele de urgență, să știți. Constituția noastră nu e atât de imperfectă pe cât pare. Nu pentru chestii noastre de... Nu știu, mie mi se pare absolut fantastic ce vor să facă. Nu, deci... Ce era să facă, vreau să ziceți. Să pregătești un jaf național cu mai puțin de 50% din voturi și mai e ceva. Tot Constituția trebuie modificată, pentru că la ora asta sunt între 3 și 5 milioane de români la muncă afară, care încă pot vota. Așa. Și care nu au dreptul decât la 2 senatori și 4 deputați pentru diaspora. Ori mi se pare puțin. Adică nu poți să-l pui pe un om care muncește în Spania sau mai știu eu pe unde, să meargă 200 de kilometri până la ambasadă să aleagă un deputat.
La președinte s-a văzut. Este, omul și votul. Este egalitatea în fața legii ceea ce spuneți. Vă mulțumesc că existați și că sunteți ascultătorul nostru, Alexandru. Așa este. Deci ce spune Alexandru? La alegerile parlamentare, pentru diaspora au fost alocate 6 voturi. De ce? Păi aveam alegerile prezidențiale, când diaspora a făcut într-o oarecare măsură diferența. Și atunci normal că s-au dezangajat. Dar Alexandru are dreptate, fie și numai pentru asta și putea fi atacată legea electorală în fața Curții Constituționale. Pentru că de ce? Pentru că votul unui român din diaspora nu valorează cât votul unui român de la Severin sau de la București. Dau și un exemplu. 0372069599. În ce măsură credeți că s-a emancipat deja Grindeanu de sub puterea lui Liviu Dragnea? Victor, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! În calitate de votant de Partid Social-Democrat sau cum se numea, de stânga, încă de mult timp, de când am început să votez, vă spun sub nicio formă. Nu s-a emancipat. Există la nivelul țării o asociație a președinților de consilii județene, nu mă știu care e titulatura exactă. De municipii, de municipii și mai există și o asociație a comunelor. Și a județelor, a consiliilor, da. Președinților consiliului județene. Așa. Ei, acolo e o frăție foarte, foarte strânsă. Asta vă spun și din interior. Sunteți președinte de Consiliul Județean? Nu. Am fost la un moment dat membru PSD până mai ceva timp în urmă. Da, dar vedeți, situațiile... Victor, situația de acum este inedită. Așa ceva n-a mai trăit nimeni. Nici chiar președinții, nici chiar PSD-iștii sau președinții de Consiliul Județean. Nu e inedită. A fost dintotdeauna, numai că nu s-a manifestat în genul ăsta solidaritatea între funcțiile de conducere, între oamenii cu putere, să zic, cu influență din cadrul PSD, este foarte mare. În special... Și când ies 600.000 de oameni în stradă? Asta e situația inedită de care vă vorbesc. Da, și când ies 600 de oameni în stradă... De mii! 600 de mii! De mii sau poate să fie și 2 milioane, cum spunea Băsescu. Până nu ies 2 milioane, nu ies. Așa și în cazul ăsta... Da. Pentru că ei au puterea, iar atât în Parlament, cum este domnul Iordache, sau cum este domnul Șerban, da? Șerban, oameni, așa? Cu poziție foarte, foarte bine și ca ei mai sunt și alții, care execută ordine, care sunt ca frații, cumva să vă zic, și execută ceea ce spune liderul. Și liderul în partid de ceva multă vreme este Liviu Dragnea. De când n-a mai fost Rebenciu, de când a fost scos pe linie moarte și ca dânsul, da? Este Liviu Dragnea. Chiar dacă în față a fost Ponta, a fost oricine altcineva a scos în față, tineri, gen Ivan, gen nu știu, a scos și în față, eu scot degeaba, pentru că din spate, de fapt, știți cum se întâmplă? Victor, iertați-mă, eu înțeleg ce ziceți dumneavoastră, vă dau dreptate, da, cu un singur amendament. În perioada lui Ponta, Ponta avea un grup cu care a încercat la un moment dat subminarea lui Liviu Dragnea, e vorba de grupul Ghiță, Sebi Ghiță, care a fost măturat de Dragnea fără discuții, dar hai să nu facem foarte multă istorie. Ok, și întorcându-mă la ce vreau să vă povestesc, soluția ca să se iasă din lucrul ăsta, PSD-ul nu va ceda, e mascaradă ceea ce se întâmplă. Da, a cedat deja, iertați-mă. Nu va ceda. Păi a dat ordonanța 14. Vedeți, dacă nu era ordonanța 14, astăzi era scăpat Dragnea. Nu s-a întâmplat asta, nu e scăpat. Și-a schimbat părul, dar n-ar avuba. Se va face de așa natură încât o să scape, vă spun, vă garantez. Asta este pentru că a sărit toată lumea din toate părțile, inclusiv din extern. Focul lor cel mare, Uniunea Europeană, să ieși din Uniune ca să-și facă regulile. Asta e o discuție, să știți, am auzit... Sărim pentru noi și americanii și toți ceilalți aliații strategici. Automat că ar trebui să facă ceva strategic, dar nu, e o chestie strategică. Astea vor ajunge tot în Parlament, unde în Parlament, indiferent Iohannis că promulgă sau nu, tot ei sunt acolo, tot e o majoritate. Asta e ideea. Mai devreme o să fie mai târziu. Ok. Bine. Asta e ideea asta. Votul uninominal e soluția la tot ce înseamnă lucrul. Ok, foarte interesant analiza dumneavoastră. Vă mulțumesc, Victor.
Victor susține că a fost membru PSD și că știe lucrurile din interior. Luăm cu beneficiu de inventar asta, vă reamintesc, toată lumea este anonim la, la această emisiune, nici măcar eu nu știu dacă Victor chiar a fost sau nu în PSD. 0372069599, Radu, bună ziua! Bună ziua, domnul Moise! Vă ascultăm! În legătură cu Grindeanu, nu cred că se lepădă de... Domnule, s-a lepădat deja, deci încă o dată vă aduc același argument, a dat ordonanța 14. Nu-l mai durea capul astăzi pe Liviu Dragnea, eram înfrânți. Da, a dat ordonanța numărul 14, care e tot neconstituțională. E o discuție. Da, dar vedeți, în Parlament lucrurile sunt altfel. Se poate face un control prealabil de constituționalitate, adică înainte să o promulge președintele, poate să o trimite la Curtea Constituțională. Ce o fi și pe acolo, pe la Curtea Constituțională, v-am mai zis, dar oricum e complicat. Nu mai e așa într-o noapte, cum au vrut să o facă. Da, acum, din sursele din care am aflat, orice avocat poate merge la la Curtea Constituțională să... Pe cale de excepție. Da. Pe cale de excepție, da, cu ordonanța 14, cu sugestii de la ordonanța 3. Exact, știu, e o altă discuție. Vă promit că o fac altă dată, ea presupune oarecare tehnică... legată de tehnică procesuală, mă străduiesc din răsputeri să explic aceste lucruri pe, în primul rând, să fiu eu bine documentat, pentru că sunt peste competențele mele, și în al doilea rând să le explic astfel încât să le înțeleagă cât mai mulți oameni. Dar acum discutăm altceva. Discutăm, v-am spus, în ce măsură a ieșit sau nu Grindeanu de sub tutela lui Dragnea și ar mai merita încredere sau nu. Vă mulțumesc, Radu. Bună ziua, Costi. Salut, Moise. Vă ascultăm. Deci, în primul rând, părerea mea este că este praf în ochi și argumentul tău, ordonanța 14, eu nu cred nici de cum că a fost dată de Grindeanu. Cred că Dragnea a bătut în retragere, se reorganizează și încearcă să salveze acest guvern pentru frica unor anticipate, chiar dacă președintele a declarat că ar putea fi prea mult. Eu cred că totuși le este frică. Și-au bătut în retragere și acum doar se reorganizează și nu se știe ce va fi în viitor. Eu nu cred că e frică de anticipate. Știți de ce nu e frică de anticipate? Pentru că în secunda în care președintele numește pe altcineva, să zicem, deci procedura de anticipate, profit de mingea ridicată de noastră, Costi, ca să o explic încă o dată, că am văzut că și mulți jurnaliști fac această confuzie. Deci mergem la anticipate nu dacă președintele respinge două propuneri de premier, nu? Ci dacă două propuneri de premier făcute de președinte sunt respinse de Parlament. Altfel spus, să ne imaginăm următorul scenariu. Se duce Dragnea și o propune pe Olguța Vasilescu. Na, că e o persoană controversată, e de presupus că Iohannis n-ar accepta-o, da? Și Iohannis zice, nu Olguța Vasilescu, eu îl nominalizez pe Sorin Moisă, europarlamentar PSD. Dragnea se enervează și zice, băi, ce facem aici? Ce variante avem? Să îl lăsăm pe Sorin Moise să facă guvernul sau și să nu treacă guvernul, dar dacă nu trece guvernul, deja intrăm într-o logică de anticipate. Toate astea durează 60 de zile, să știți. În decurs de 60 de zile, zice Constituția. Ia, imaginați-vă noastră cât durează suspendarea președintelui. Vă spun eu, 3 zile. 3 zile cât dă un aviz Curtea Constituțională, atât durează suspendarea președintelui. Corect, dar trebuie să ne gândim că eu nu cred că dacă Grindeanu dădea ordonanța 14, da, a doua zi trebuia să-și dea și demisia. Trebuie să-ți asumi responsabilitatea când conduci o țară. Eu sunt de acord cu dumneavoastră. Eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar dacă tot s-a emancipat, nu e mai util unde e în poziția asta? Nu poate să se emancipeze singur. El este prim-ministru. Așa. Are pe lângă el... Are 16-17 miniștri, nici nu știu cât sunt. I-au mai mărit numărul, dar nu mai știu nici eu cât sunt, da? Care pur și simplu, el ar trebui să îi țină în lesă, dar din păcate lesele sunt la altcineva. Așa a fost și pe vremea lui Cioloș, ce vă imaginați? Credeți că Cioloș putea să-l controleze pe Dâncu cumva? Tot Dragnea l-a controlat. Păi nu, dar nici nu semna ordonanță de urgență. Aha, de urgență. Iată, există o frână, numai că pe legea bugetului, care apropo este la promulgare în momentul de față, iar Iohannis i-a chemat mâine pe ministrul de finanțe și pe Grindeanu, în legea bugetului sunt prevăzute niște derogări
care permit unor miniștri puternici, așa cum e doamna Sevil Shaideh, vă explicam eu, să aloce bani și... La pușculiță. Nu, chiar să-și modifice, să-și rectifice bugetul pozitiv fără ordonanță, doar prin ordin. Vedeți? A anticipat Dragnea chestia asta. E? Deci, gândește în anticipare, ca un șahist. Suntem pun și de la capăt. Guvernul trebuie să plece. Nu mai prezintă niciun fel de încredere. Nu mai are nicio garanție. Vă mulțumesc pentru opinii, Costi. 0372069599. Mai avem vreo 3-4 minute. Ionuț, bună ziua! Bună ziua, bună Moise. Vă ascultăm. Eu nu cred că în două luni de zile Tundeanu s-a emancipat, având în vedere că acum două luni la investire stătea spășit în dreapta lui Dragnea fără să spună nimic, sau trebuia Dragnea să-i dea cuvântul. Oamenii se mai schimbă. Când vezi 600.000 de români în stradă împotriva ta, da? Într-o noapte, da, nu în două luni. Și, și ordonanța 14 care spunea că a dat-o Tognideanu, eu nu cred că a dat-o Tognideanu, a dat-o Dragnea la presiunea străzii. Nu vă imaginați că Sorin Grindeanu știa de existența deciziei 586 a Curții Constituționale? Nu vă imaginați așa ceva? Nu e un specialist în drept. Eu pot să bag mâna în foc că nici Ordache nu știa, l-au învățat alții. Cer scuze, nu mi-a făcut impresia că ar fi așa bine pregătit. Eu nu știam, eu am întrebat pe Facebook și am primit răspunsuri rapid de la oameni care sunt de specialitate. Deci, acolo acea capcană poate nici n-a știut de ea, după care a venit cu o explicație care sigur că nu e mulțumitoare. Am vrut să facem nu știu cum, Sanchi. Au pus ceva neconstituțional acolo ca să dea niște posibilități de mârșăvie. Cu asta suntem de acord. Dar sunt convins că domnul Grindeanu e specialist în drept. Nu cred că e. Eu vă garantez că peste, nu știu exact peste cât timp, dar ordonanța 13 va avea o soră mai mare în Parlament. Adică o lege. O lege. Bun, această, și... deși ai exprimat dumneavoastră acum, eu nu ți este neîncredere. Și eu sunt de acord că greu mai poți depăși, după ce ai făcut ce ai făcut, această barieră de neîncredere. Dar acest joc s-a mutat în Parlament acum. Evadarea lui Dragnea nu mai depinde de guvern, ci de Parlament. De-aia vă întreb, n-ar fi mai util să-l ținem pe Grindeanu unde e? Da, asta e o întrebare retorică. Nu e. Probabil că da, probabil că nu. Vă mulțumesc pentru opinii. Hai că mai avem un pic. Ovidiu, bună ziua! Ovidiu? Alo! Bună ziua! Bună ziua. Poftiți, mai avem un minut, să știți, Ovidiu. Da, o să fiu foarte, foarte scurt. Problema este în felul următor. Nu cred că Grindeanu se va rupe de Dragnea, măcar așa dintr-o solidaritate, este cel care l-a numit și respectă foarte mult. În al doilea rând... Iertați-mă, l-a băgat și în gura lupului, adică nu știu câte persoane sunt mai detestate decât Grindeanu astăzi în România. Da, nu știu, asta este părerea mea. Sunt votat de dreapta din 90 până la ultimele alegeri când n-a anulat votul. Așa. Și îmi pare rău să scadă, eu știu, din procentul ăla de 100% pro-militantism și toate cele care se întâmplă pe care le auzi. Eu sunt de principiul că totul se rezolvă în Parlament și la lege. Așa. Problema este că e o chestie foarte simplă, comparație simplă. Dacă mergi în gară și ai pierdut trenul sau în aeroport și ai pierdut avionul, n-ai cum să le mai întorci înapoi în gară sau în aeroport și atunci pur și simplu aștepți pe următorul. Cred că se supralicitează, m-am picut și așa. Se supralicitează pas cu pas, deci încet, încet. Prima fază a fost demisia, acum demisia guvernului, următoarele chestii vor fi alegerile anticipate. Nu cred că putem ajunge la alegerile anticipate. Îmi cer scuze, Ovidiu, s-a terminat timpul emisiunii. Scuze, Florin, care a apucat să intre pe linie, dar nu va putea vorbi astăzi. Și eu sunt de părere, să știți, și v-am mai spus asta, anumite lucruri, anumite principii nu sunt negociabile. După ce ai dat o ordonanță pentru hoți, nu cred că cineva mai poate avea încredere sau că mai meriți vreo încredere vreodată. Ați ascultat România în direct la Europa FM. O emisiune susținută de Banca Transilvania.